La mulți ani și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi, la Cuvânt pentru Suflet, discutăm despre timp, despre rugăciune și despre noirea omului. Invitatul nostru este părintele asistent dr. Alexandru Atanase Barna, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Preacucinte, părinte profesor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc din nou pentru invitație! Suntem la final de an. Am trecut cu ajutorul lui Dumnezeu cu bine și acest Crăciun, dar el mai iradiază în sufletele noastre și cam tot ceea ce facem noi în biserică are legătură cu rugăciunea. Dacă ne adunăm aici în Sfântul Locaș, este pentru ca să ne rugăm. Finalul de an ne prilejuiește o reflexie asupra întregului an, asupra vieții noastre. Dacă ești ființă rațională, n-ai cum să nu te gândești la ce ai făcut, la ce ai împlinit. Și acest lucru din punct de vedere mai cu seamă duhovnicesc, pentru că această dimensiune este cea mai importantă. Ce am făcut cu timpul nostru la nivel personal, părinte profesor Alexandru Barna? Ce am făcut cu timpul rugăciunii, cu timpul bisericii? Din rugăciune sau în rugăciune, este, sau putem formula în felul acesta, timpul și rugăciunea sau rugăciunea în timp, în ce relație s-ar afla lumea aceasta cu temporalitatea ei, cu rugăciunea care simțim cu toții că de fapt este o suspendare a timpului sau în orice caz o depășire a lui pe porțiuni mici, să spunem, personale, la nivelul fiecăruia. Faptul că aflându-ne acum la finalul unui an calendaristic, ne regăsim sub o anumită presiune. Ne punem întrebări, facem examinări, poate un bilanț, încercăm să vedem ce am reușit, ce n-am reușit, cum am trecut prin anumite momente, cum ne-am petrecut zilele în acest ultim interval mare, reprezentativ cumva anul. Arată că natura timpului nostru este încă una legată de Hronos, acel timp care curge și care te mănâncă sau care te consumă, pe care la rândul tău ajungi să-l consumi în momentul în care nu te echilibrezi cu tine însuți și cu viața duhovnicească, cu viața bisericii, cu viața, să spunem așa, în sensul ei larg. Și atunci ce putem face? Putem să urmăm cumva natura acestui timp care ne este dat, nu este timpul nostru și acesta, Hronosul, timpul care curge, timpul ca presiune, timpul care ne conduce spre moarte, timpul acesta care ne place așa de mult să-l cultivăm, să-l urăm la mulți ani, dar ce fel de ani? Ani ai Hronosului, ani ai Eonului, ce fel de ani dorim să adăugăm, cum ne este foame, între ghilimele, să spunem așa, de timp, ce dorim să consumăm din timpul nostru, cum dorim să ne trăim viața în timp. Toate acestea vin din ideea că timpul nostru este un timp care consumă. Și ni se consumă într-un fel. Timpul, ceasul tică în continuare, chiar și în aceste zile, chiar și în zilele de sărbătoare, timpul acesta, în dimensiunea lui cea mai joasă, adică cea mai apropiată de material, de biologic și de planurile noastre prea materiale și prea biologice, toate sunt legate de un timp care se consumă și care ne consumă. În schimb, în biserică, rugându-ne, intrând în dimensiunea aceasta rugăciunii, timpul care consumă, Hronosul, se va transforma într-un timp dumnezeesc, într-un timp al întâlnirii, într-o altă dimensiune, de fapt, temporală, pe care noi avem foarte frumos exprimată în biserică. Se numește veac sau eon. Este o noțiune extraordinar de frumoasă și de fascinantă în teologia noastră. Și atunci când zicem noi preoții în vecii vecilor, evident, nu? Ca să știe cei care... Avem această expresie care înglobează temporal toate rugăciunile noastre. Că sunt mai scurte, că sunt mai lungi, că sunt formule doxologice scurte, slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, tot timpul spunem și. Și acum, și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Așa s-ar fi cumva trecerea pe care și formula cea mai simplă a rugăciunii, adaug și una dintre cele mai vechi,
Deci este, nu este o, să spunem, o situație recentă în biserica noastră sau în liturghia bisericii noastre, este una dintre mărturiile foarte vechi, din primele, oricum din secolul al doilea, cu privire la acest adaos și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum, referindu-se la timpul pe care nu putem să-l marcăm, prezentul, timpul care curge mai repede decât puterea noastră de a-l cugeta sau de a-l simți sau de a-l materializa sau imortaliza, și pururea, care este timpul istoric, timpul care are un început și un sfârșit, istoria propriu-zisă sau istoria vieții noastre sau istoria ca atare, timpul care curge până la judecata de apoi și învierea morților, până în dimensiunea eschatologică a creației, urmând după aceea dimensiunea finală, dimensiunea de dincolo de final, vecii de dincolo de veci, adică veacul, eonul de dincolo de ceea ce înțelegem noi că este timp. Asta face rugăciunea, ne schimbă timpul. Dar avem aceste epoci istorice care, și culturale, care au contrapus timpului, contra punctul și contra timpul, ca să spunem așa, și mai cu seamă modernitatea și postmodernitatea, cu intervalele lor foarte scurte și intense, deosebit de solicitante pentru persoana umană, dar mă gândesc la strămoșii noștri, în sensul de bunicii noștri, sau pe câți i-am prins, câți dintre noi am prins o copilărie la sat, o înserare sau o noapte de iarnă la astfel de sărbători cum este Crăciunul sau Anul Nou sau Boboteaza, și am văzut că ei trăiau totuși altfel, după un timp care nu era totuși chiar acest timp contrapunctic și accelerat. Înseamnă, făcând legătura cu ceea ce ne-a spus mai devreme, că ei se rugau, dar cum se rugau? Poate cineva care ne urmește acum s-ar putea întreba dacă nu cumva idealizăm inutil, adică se rugau și la treabă și pe câmp, că nu erau chiar totuși rugători sau monahi, nu știu. În general, putem spune că rugăciunea este cea care descoperă natura timpului. Pentru că, spre exemplu, petreci un timp de seară. Timpul de seară are valoare materială directă, clar, se întunecă, se odihnește firea, da, cu toate ale ei, toată rânduiala își curge cumva, își dezvoltă în curgere natura ei, dar numai pentru un anumit tip de rugăciune poți să contempli momentul respectiv ca timp de seară. Numai când îți asumi fie timpul veceniei, fie timpul rugăciunilor de seară, treci printr-un timp care este un timp istoric, un timp care curge, un timp care nu se mai întoarce, reușești să-i descoperi natura lui sau sensul lui sau rațiunile care se descoperă în spatele acestei realități temporale care curge în mod firesc. Și acest lucru se face mai prin rugăciune. Ceea ce se întâmplă astăzi, spre deosebire de paradigma tradițională, în care fiecare moment al zilei sau fiecare moment al anului sau fiecare zi de sărbătoare era marcată sau descoperită și după aceea cumva îmbibată de aceleași semnificații, semnificații care nu sunt inventate, le vin dintr-un anumit mod de viață, evident un timp, o viață liturgică a omului tradițional, a țăranului, a monahului, a monahilor, a mănăstirilor, a celor care au construit, ca să zicem așa, tipicul sau rânduirile bisericești. Rânduirile bisericești nu sunt inventate, să spunem așa, ele vin din practica rugăciunii, modul în care oamenii, călugării, locuitorii marilor metropole se rugau în catoliconurile lor, în bisericile mănăstirilor sau în catedrale, modul în care investeau timpul sau sărbătoarea cu semnificație liturgică, acela descoperă cumva în timp sau impregnează în timp sărbătorile, ritmul, calendarul, momentele zilei cu o semnificație dumnezeiască, o semnificație sfântă. O seară poate trece foarte ușor. Să nu faci nimic, de obicei uităm să ne oprim la munci, uităm să ne odihnim, uităm să mâncăm, uităm să facem cele firești, pentru că nu mai reverberează în noi semnificația transcendentă a acelui moment. Dar omul care nu uită să se roagă, omul care face apel la experiența de rugăciune a înaintașilor și a bisericii, care cumulează toată experiența de rugăciune a tuturor celor din istoria bisericii, acest om
în egală măsură tradițional, dar și modern, m-a reușit să găsească într-un moment firesc, seara, un punte pentru eternitate, un moment în care poate contempla mai mult. Așa este și la miezul nopții, așa este și dimineața, așa poate fi o zi, o zi de sărbătoare, dar chiar și o zi comună, o zi obișnuită în care nu avem, să spunem, o sărbătoare importantă, dar și apelul prin rugăciune la sfântul zilei respective sau la semnificația perioadei respective, toate acestea nu fac altceva decât prin hotarul rugăciunii să descoperi transcendența sau veșnicia într-un timp care curge. Omul postmodern nu se va mai sensibiliza prin rugăciune, pentru că nu o practică, la semnificația aceasta transcendentă care se află în spatele timpului care curge, în spatele Chronosului, și pe care o poate descoperi prin rugăciune. Și atunci, pentru că nu poate trăi fără semnificație, va descoperi interesantul. Interesantul în anumit timp sau în un moment, fenomenul acesta se întâmplă și în România. El este deja de mult timp globalizat, în care, spre exemplu, sărbătorile de iarnă, sărbătorile Crăciunului, sunt golite de semnificația liturgică și teologică și sunt contrafăcute, aș putea spune, dar oricum umplute cu semnificații interesante în media, în spațiu public și în educație, din păcate, în școală, se înlocuiește ceva ce nu poate fi înțeles pentru că nu este accesat prin rugăciune, cu realități interesante, invenții de la an la an, noutăți de la filme până la apariții de cărți sau de noi evenimente sau interpretări ale realității dintr-o anumită perspectivă, care, pentru că omul vrea sens, dar de fapt nu înțelege că numai prin rugăciune poate să dea sens transcendent, sens autentic. Dar creștinii noștri trăiesc totuși un paradox, adică ei trăiesc paradoxal această realitate, viața lor, exprimă ceea ce ați spus preacucenicia voastră chiar acum, și anume această înlocuire a golului de înțelegere și de acordare de timp și de rugăciune unei astfel de taine sau unui astfel de moment cum este Crăciunul, de exemplu, dar în același timp știu ei, creștinii ortodoxi sau românii, să zic așa, fie îngăduit această generalizare, nu sunt atât de rupți de dimensiunea lor profundă, care mai trăiește ca un filon în sufletul lor prin tradiție, prin neamul, prin generațiile acestea care încă se mai leagă unele de celelalte cu aceste fire ale tradițiilor și sărbătorilor românești. Și noi primim preoții la, mai cu seamă, duhovnicii, această mărturisire a omului care spune că nu are timp să se roage. Și atunci întrebarea ar fi, ați intuit un pic, dar vreau dacă se poate să ne lămuriți în continuare cum să facem în chip practic. Nu am timp ca să mă rog, sau n-am rugăciune ca să ies din timp? Ați vorbit despre acel moment deosebit de cu seară, când am putea să ne punem la rugăciune, și totuși chiar atunci reclamăm faptul că nu avem timp. Cum să facem, părinte profesor? În general, omul nu are timp sau ni s-a furat timpul sau avem senzația că nu mai avem timp, dar poate până la urmă și practic nu mai avem timp, pentru că dăm o semnificație timpului nostru. Această semnificație este din ce în ce mai puțin neteologică sau, din contră, poate antiteologică. Adică investim cât mai puțină semnificație teologică în timpul nostru. Și atunci evident că el nu va mai avea consistență. Se diluează. El nu va mai fi ceea ce trebuie să fie prin natura lui. Interval între celebra și deosebit de frumoasă expresie a Părintelui Dumitru Stăniloae, definiția Părintelui Stăniloae, timpul, intervalul între chemarea lui Dumnezeu și timpul nostru. În momentul în care nu mai vezi cuvântul lui Dumnezeu în timp, nu mai vezi chemarea ta, chemarea lui Dumnezeu către tine în timp, nu mai poți să vezi nici răspunsul tău. Pentru că îl devalorizăm, îl lipsim de valoarea lui teologică, îl considerăm timp care ne este dat, adică ne este al nostru, ne aparține și îl cheltuim după propria noastră socoteală, evident greșită, atât timp cât nu îl punem și pe Dumnezeu în modul în care ne cheltuim sau ne petrecem timpul. Dar există grupuri de rugăciune
pe WhatsApp, între prieteni, există inițiative frumoase. Mai cu seamă, această perioadă a pandemiei ne-a arătat că oamenii se pot solidariza și pot fraterniza și empatiza și așa mai departe, toate ca expresie evidentă a dragostei lor. Și totuși, cum vedeți, funcționează acest lucru? Ne mișcăm, ne însuflețim? În cadrul comunităților creștine, în cadrul unei parohii, în cadrul unei mănăstiri, unde există experiența Sfintei Liturghii, unde există participare fizică, directă, temporală, timp investit în cele din urmă, poate cel mai bine investit timp din lume este timpul de la Sfânta Liturghie, când timpul însuși se transformă în veșnicie, în împărăția veșnică a Lui Dumnezeu, care este proclamată și celebrată ca prezentă în Sfânta Liturghie. Cei care au această experiență au altă putere de modulare a timpului. Pot împreună să-l câștige prin rugăciune, prin experiență comună, prin dragoste creștină în cele din urmă. Dragostea creștină nefiind evident despărțită de dragostea Lui Dumnezeu, adică de lucrarea teologică sau, să zicem, dumnezeiască a iubirii, a iubirii dumnezeiești. Și atunci, noi creștinii și ca preoți experimentăm lucrul ăsta, vedem foarte clar că cel care nu participă la rânduiala temporală a bisericii, dar toate aceste slujbe în timp și în loc, în spațiu, în timpul sacru și în spațiu sacru al bisericii, nu pot să-și câștige timpul cel de toate zilele. Rămân fără timp, pentru că timpul cel de toate zilele se valorifică când timpul aur, timpul de dincolo de timp, îl primești, îl descoperi, îl ai. Nu există, cum să vă spun eu, ca și nu există un ritm biologic al timpului care să funcționeze în mod autonom, independent de Dumnezeu. Aceasta este cauza pentru care toți contemporanii noștri simt la modul cel mai firesc, nu pot să mă exprim dacă există și cauze, să spunem, științifice sau care pot rezona în zona fizică, dar toată lumea experimentează faptul că avem din ce în ce mai puțin timp în același timp. Să avem mai puțin timp pentru că am avea mai puțină rugăciune? Sau pentru că avem mai multe patim, pentru că avem mai multe patim care ne îndepărtează de rugăciune și de Dumnezeu. Este un cuvânt fascinant a Sfântului Grigorie Teologul, păstrat în colecția alfabetică a Patericului Egiptean, care spune foarte clar, pentru omul pătimaș, timpul trece mai repede. Da? Deci cu cât ne-am îndepărtat de Dumnezeu, cu cât ne-am înrădăcinat în păcate, în rele, în vicii, în patimi, cu atât mai mult timpul nu ne ajunge, pentru că timpul nostru mai are sens. Deci viața, de fapt, mai are sens. Viața este extensă în timp. Nu vreau să intru în zona heideggeriană, dar e clar că noi suntem, existăm în spațiu și în timp, ființa noastră este legată de timp și atunci dacă golim de putere viața noastră, vom goli și de consistență timpul nostru și nu-l mai ai. Sau îl ai, dar ai de fapt o variantă diluată de timp în care nu te poți regăsi, în care nu poți respira duhovnicește, în care nu poți găsi sens și totul devine o alergătură, în care consumerismul de timp, de oameni, de produse, de egoism crește la un nivel de neimaginat și atunci evident că rugăciunea devine mai greu de practicat. Dar se poate ieși din acest cerc vicios. Timpul investit într-o rugăciune curată, într-o rugăciune sinceră, într-un efort de rugăciune, este de fapt timp pentru reconstruirea timpului din viața ta. Cronosul are valoare prin Eonos. Dacă veșnicia nu se întâlnește cu timpul, timpul va fi o curgere fără consistență. Ne pierdem în el. Apropo de această trecere a timpului și de faptul că ați menționat trecerea rapidă a timpului pentru omul pătimaș sau păcătos, și dacă tot caută lumea de astăzi tot felul de soluții pentru întinerire, pentru amânarea îmbătrânirii fizice și chiar psihice și mentale, de ce nu, a preîntâmpina, a ieși în prevenția anumitor afecțiuni care țin și de creier și de alte lucruri, de ce nu s-ar gândi omul la această soluție a rugăciunii care să
îi unifice existența lui și să-l mențină mereu tânăr cu Duhul, cu Spiritul. Și aici vreau să fac referire la ceea ce sugerați înainte de emisiune, la acea rugăciune permanentă. Ce înseamnă rugăciunea permanentă? Ar putea fi unul dintre cele mai bine, nu zic vândute, evident, dar căutate produse, să spunem, ale societății de astăzi, dacă i-ar vrea. Ce este această rugăciune permanentă? O putem avea și noi? Rugăciunea permanentă este, sau rugăciunea neîncetată, este tema principală a spiritualității bisericii noastre, tradiției noastre, bisericii ortodoxe, care are în centru isihasmul, liniștirea. Această liniștire înseamnă pacea lui Dumnezeu, pace care înseamnă și un echilibru firesc între timpul care curge și timpul transcendent, sau timpul care nu mai curge, sau timpul care nu consumă, sau care nu se consumă și care, de fapt, evident, nici nu se termină, viața veșnică. Și atunci, rugăciunea neîncetată este, de fapt, modul nostru de viețuire veșnic în timp. Într-o unire a omului cu Dumnezeu, fără ca timpul care ne este dat pentru existență să fie anulat sau distrus sau transformat, ci pur și simplu valorificat cu bucuria existenței veșnice, cu lumina împărăției veșnice lui Dumnezeu. De aceea și experiența rugăciunii în citatea părinților isihaști se materializează, pot spune, dar se culminează, de fapt, în vederea luminii necreate a lui Dumnezeu, a harului lui Dumnezeu, pentru că dă pace, dă liniștire. Lipsa noastră de pace, lipsa noastră sau tulburarea noastră constantă, continuă, într-un timp care nu ne dă liniștire, vine de la faptul că noi nu avem nicio fărâmă sau foarte puțin, poate, din veșnicia lui Dumnezeu în timpul nostru. Cele două realități sunt flagrant voit prin păcat, dar și printr-o minte axată pe alte priorități, voit despărțite. Timpul nostru, pe care îl considerăm suficient pentru împlinire, neavând el însuși consistența unei împliniri, îl separăm de veșnicia lui Dumnezeu. Rugăciunea lunește, rugăciunea îi dă sens, rugăciunea luminează pe cel din tâi prin cel de-al doilea. Timpul nostru îl luminează prin veșnicia lui Dumnezeu. Îi dă sens, îi dă stabilitate. Prin această stabilitate noi nu mai suntem tulburați de faptul că nu putem fi împăcați în timp. Tot ceea ce facem, facem bine, dar parcă ar mai fi ceva. Parcă ne lipsește desăvârșirea, parcă încă nu am făcut bine totul, parcă încă suntem așa neîmpliniți chiar și în cele bune, chiar și în această zorire a faptelor bune pe care le facem de sărbători. Sărbătorile au în ele foarte multă bucurie, pricinuită de faptul că acum este momentul să faci bucurie, să produci bucurie, să împărtășești bucurie, dar și în contristare pe care, dacă ești sincer, o vezi a faptului că nu ai dus lucrurile duhovnicește până la capăt. Că acest Crăciun a fost iarăși din nou prea material, prea temporal, prea biologic, prea neduhovnicesc. Această tulburare din noi este vindecată prin pacea sau liniștirea sau lumina rugăciunii neîncetate, a rugăciunii inimii sau a rugăciunii isihaste. Și tradiția monahală de rugăciune știe foarte clar că poți să găsești liniștirea doar când aduci veșnicia cu adevărat în timpul tău istoric. Veșnicia se aduce în timpul istoric prin rugăciune. Rugăciunea este poarta de înveșnicire a timpului. Pentru că acum devine istorie pururea și devine dincolo de istorie și în vecii vecilor. Și sunt șiuri, sunt puse, să zicem așa, sunt legate unele de alte, sunt puse într-o legătură, sunt comuniune. Acum al meu, în care eu nu am pace, dacă nu mă rog, se unește cu tot sensul istoriei pururea și se desăvârșește în sensul veșniciei sau al transcendenței dumnezeiești și în vecii vecilor sau vecii de dincolo de veci. E minunat ceea ce a spus și vă mulțumesc. Am putea chiar găsi un răspuns formulării marului romancier francez Marcel Proust în Căutarea timpului pierdut cu aflarea rugăciunii, da, regăsite, să spunem așa. Timpul nostru pierdut este veșnicia lui Dumnezeu, pe care trebuie să o câștigăm printr-o rugăciune temporală, în timp, minute, ore, nopți, o viață sau o rugăciune neîncetată în cele din urmă,
timpul nostru se transformă în veșnicie prin rugăciune. Părinte profesor, nu vreau să ne despărțim fără a ne mai lămuri cu privire la un aspect, și anume dacă cei care ne-au ascultat până acum au avut poate sentimentul sau rămân cu impresia că rugăciunea aceasta, făcută și menită ca să învingă timpul, este un efort extraordinar al omului și care îi aparține doar lui. Ce anume din rugăciune, din taina aceasta sfântă a unirii omului cu Dumnezeu și a minții cu create, cu necreatul, vine de la Dumnezeu ca descoperirea Duhului, ca ajutor, ca lucrare a lui Dumnezeu, după cum o revelează Sfântul Apostol Pavel când spune că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sau când vorbește despre mintea lui Hristos. Marea taină a rugăciunii este că ne rugăm împreună. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos. Și timpul îl dăm lui Hristos, viața noastră, dar și unii pe alții. Ne unim unii cu alții, suntem o comunitate în comuniune și prin felul acesta viața noastră, adică timpul nostru, se unește cu Hristos Domnul. Rugăciunea este un efort personal, dar nu este neapărat un efort doar al nostru. Adică, evident că ne rugăm fiecare în parte și împreună în biserică sau, cum spuneați, prin diferite mijloace de comunicare, acum în pandemie, dar de fiecare dată când ne rugăm, ne rugăm la plural, Tatăl nostru. Chiar dacă te rogi tu, te se roagă o comunitate. E greu să construiești singur o casă. Dar cum poate construi o comunitate o casă? E greu să îți schimbi un suflet sau să schimbi o viață, dar cum poate schimba o comunitate o viață? Aceasta este, de fapt, marea perspectivă a rugăciunii și nu vorbim despre o vindecare a timpului dintr-o perspectivă terapeutică individuală, ci prin rugăciune, adică prin viața în biserică, prin biserică, prin comuniune, prin sinaxă. În felul acesta noi reușim să facem rugăciunea împreună. Taina aceasta, timpul tău se vindecă cu timpul celorlalți. Sau veșnicia se împărtășește în comun, de fapt, și veșnicia lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, împărăția de dincolo de înviere, împărăția lui Dumnezeu este un timp și o realitate și o stare și o experiență a comuniunii desăvârșite, cu toți în toate. Adică n-ar fi atât de greu. Nu este greu, tocmai asta, adică când te blochezi într-un demers individual, cred că este mai greu. Nici imposibil, dar este mai greu. Când te deschizi față de efortul de bisericii, la fel, spre exemplu, se întâmplă și cu postul. Este foarte greu să ții post singur, dar când știi că o biserică întreagă ține post, altfel ți se valorifică puterile sufletești și trupești pentru a ține post. La fel, este foarte greu să te rogi individualist. Pentru că, de fapt, este o rugăciune încă în formare, o rugăciune nearticulată, să spunem, din punct de vedere duhovnicesc. În momentul în care te rogi în biserică cu biserica, cu toată comunitatea bisericii, atunci și forța rugăciunii tale devine articulată, devine o rugăciune comunitară. Și atunci așa spunem că rugăciunea, nu poți spune că e ușor sau e greu să te rogi. În problemă, tocmai asta este problema, că rugăciunea se face după cuvintele spiritualității ardelene. De altfel, mai mulți părinți din Transilvania au transmis acest cuvânt. Ultimul dintre ei, părintele Teofil Prâian, ca să ajungi să te rogi cum trebuie să te rogi cum poți. Încet, încet înveți viața de rugăciune, dar te ajută, evident, rugăciunea comunitară. Vă mulțumesc mult, trebuie să încheiem. Să ne dea Dumnezeu să avem un an frumos în pace, împreună cu toți cei care ne urmăresc și care au la adresa bisericii și a rugăciunii, iată, o evlavie aparte. Părinte profesor, și vă așteptăm cât de curând. Și eu vă mulțumesc. Suntem la final de an și de cele mai multe ori oamenii își fac planuri și își pun dorințe pentru anul următor. Ar fi, cred, îmbucurător să fie măcar câțiva sau mai mulți care să își propună să se roage mai mult și mai bine în anul următor. O rezoluție de anul nou. O rezoluție duhovnicească a rugăciunii. Da. Mulțumim frumos!
plăcere. Mulțumesc și eu. Dragii noștri, aceasta a fost discuția noastră. Acum, pe final de an, despre rugăciune, despre timp, despre voință și despre faptele bune care vin odată cu acestea. Invitatul nostru a fost părintele asistent doctor Alexandru Atanase Barna de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Vă urăm un an nou cu bine, fericiți! La mulți ani și la revedere!